Bună seara, două puncte importante pierdute. Nu, două puncte pierdute cei de la Buzău. Noi în niciun caz n-am pierdut puncte. Noi am câștigat un punct. L-am câștigat pe teren. Se întâmplă la fotbal. Orice rezultat e posibil. Cred că am avut foarte multe șanse de a marca în prima repriză. N-am făcut-o. Ăsta e fotbalul. Când nu fructifici, vine reversul. Dar am spus, nu. Am câștigat un punct. L-am luat, l-am muncit. Am fost echipa care a încercat să ducă jocul în față, să paseze, să construiască. Ne-am creat situații. Am avut și ocazii. Se întâmplă la fotbal. N-am chiar nimic de... Cei de la Buzău se declară mulțumiți de acest punct, foarte fericiți. Sigur, au muncit, au luptat pentru punctul ăsta. Nu le-a fost ușor. Cred că în momentul de față noi demonstrăm că jucăm fotbal, încercăm să construim. Ăsta e jocul nostru, mergem mai departe, nu e niciun fel de problemă. N-am pierdut două puncte astăzi în niciun caz. Ce s-a întâmplat la golul primit? Ce s-a întâmplat? Există nesincronizări. Am intrat oarecum relaxați. A fost o fază mult prea simplă ca să... Sigur, mai multe greșeli de interpretare și se întâmplă la fotbal. Se întâmplă. Despre următoarea partidă? Ca toate celelalte, am spus. Meciuri dificile, adversari care își doresc să învingă echipa care este acolo sus. Noi în momentul de față suntem pe primul loc. E clar că toată lumea își dorește să învingă echipa de pe primul loc, cum noi la rândul nostru ne dorim să câștigăm fiecare meci, așa și adversarele noastre. Partidă dificilă împotriva unui adversar care a condus campionatul foarte mare perioadă din timp, mai mult ca sigur că nu va fi o partidă ușoară pentru noi, dar pentru asta ne pregătim ca să ne prezentăm în cea mai bună condiție la meciul următor. Ușor, ușor se întoarce și publicul ieșean. Ca să fiu cinstit, mă așteptam să fie mai multă lume astăzi, pentru că echipa cred că a demonstrat în ultima perioadă că merită susținere cap-coadă. Da, asta este, sigur. Mergem înainte. Îi așteptăm în continuare. Cei care vin sunt alături de noi. Probabil și vremea de afară a fost destul de neprietenoasă pentru că a plouat înainte de joc. Da, am spus. Deocamdată sunt etape de disputat. Dacă vom fi cu toții uniți, public, echipă, conducere, mai sunt și alți factori, cred că suntem deocamdată în grafic. Mulțumesc! Mulțumesc.